La serviciu împreună cine cu cine, că domnul Ciucă tocmai a zis într-un interviu, PSD încearcă să se ducă de la centru spre extremă. România trebuie să rămână pe linia democrației. Deci în momentul ăsta s-a schimbat descrierea pe care o face PNL-ul psd -ul. Nu mai e vorba de planul Grebenciuc, nu mai e vorba de ceva care convine Rusiei, E vorba de un partid care devine și el, se duce în zona de extremism și pune în pericol democrația nu, din România. Nu am înțeles. PSB. Dar nu înseamnă că dacă domnul Ciucă sau consultanții domnului Ciucă spun un lucru, nu înseamnă că vorbesc despre un adevăr. Vorbesc despre o strategie de campanie, despre felul în care doresc ei să comunice, felul în care doresc să facă emoție. Nu înseamnă că e adevărat. Toată lumea știe, adică o toți cei care suntem în studioul acesta, știm că ceea ce spune domnul Ciucă nu este adevărat. Știm cu toții că Partidul Social Democrat, alături de Partidul Național Liberal, a făcut o construcție la alegerile europarlamentare pentru a face un coridor sanitar împotriva aur, împotriva extremismului. Știm cu toții că cele două partide mari ale României și-au dat cuvântul în fața partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO, că menținem România pe calea stabilității. Știm toți de la această masă că inclusiv după alegerile prezidențiale din turul 2 e a, a, în funcție sigur de rezultatul pe care o avea românii. Dar dacă se prezervă cumva scorul care este în acest moment în sondaje că vom avea tot o guvernare a Partidului Social-Democrat împreună cu Partidul Național Liberal pentru că sunt cele două partide care au avut și rezultate în acest moment la guvernare. Așadar, de nu, în domnule... aceste discuții pe care le face domnul Ciucă încă o dată eu spun, sunt dovada maximei sale irresponsabilități și dovada clară că nu-i pregătit să fie președinte a țării pentru că să faci astfel de declarații despre primul ministru cu care tu ești partener și ești partener de trei ani de zile și alături de care ți-ai dat cuvântul fața partenerului internațional, asta, este, asta arată un singur lucru, că pe tine te interesează mult mai mult interesul de partid, câștigul personal al tău, decât interesul României. Bun, da, schimbă declarații ca...